Bună dimineața, prieteni! Ne întâlnim într-o nouă ședință de predresaj. Așa cum v-am obișnuit, avem acel playlist acolo numit Predresaj pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional. Sigur că da, astăzi suntem cu celălalt junior al nostru numit Jamie, Border Collie. L-ați mai văzut și știu că v-a plăcut, că mi-ați dat reacții în scris în comentarii. Însă, astăzi vom face un alt exercițiu bazat pe ce? Bazat pe acest targeting. Să folosim targetingul, adică atingerea mâinii cu nasul, pentru a iniția cu totul și cu totul alte exerciții. Și veți vedea alinierea la pas și cu Jamie, așa cum ați văzut-o cândva cu Loki, cu Beagle-ul, și apoi un pic de mers la pas, el urmărind mâna în anticiparea atingerii cu năsucul. Dar diferența o va face în ședința de astăzi faptul că dăm click și încurajăm cu click, positive reinforcement, întărim această urmărire a mâinii prin anticiparea atingerii și nu mai dăm click doar pentru că atinge mâna, ci dăm click pentru că urmărește într-o ipostază sau alta mâna pentru a o atinge. Dar astfel el va înțelege că deplasarea lângă picior urmărind mâna, iar dacă nu avem nimic în mână care compensă, să-l momim, am trecut de faza de luring, și va declanșa sunetul clickerului. După aceea o întoarcere către stânga, pentru că noi lucrăm cu el pe dreapta un pic, sau o întoarcere lângă picior și oprirea în șezi în loc să sară să dea cu nasul de mână, va declanșa sunetul clickerului. În condițiile în care astăzi îl avem pe acest pitic și avem acest sunet, uitați-vă la el, ping, uitați, de exemplu, îi spun așa, atinge, am dat click și dau recompensă, da? Asta este încălzirea, țin așa și spun, atinge. Vezi, el deja știe mișcarea și de la această mișcare putem iniția mai departe. Ia să vedem. Treci la pas, șezi. Observați cum am evoluat. Data trecută am făcut o aliniere la pas prin spate, ceva mai rar pentru căței de companie în ziua de astăzi, însă am făcut-o, câinele s-a prins de această întoarcere. Am inițiat deja întoarcerea la pas prin față acum. Pe ce? Pe bază de targeting, pe atingerea palmei. Asta este o întoarcere către stânga, dar hai să încercăm și către dreapta, așa cum Simona, proprietara acestui minunat cățeluș, exersează acasă. Și am mâna dreaptă și fac așa. Treci la pas, șezi. Bun. Perfect. Cum realizăm această mișcare? O împărțim în 2-3 bucăți. Ce înseamnă o împărțim în 2-3 bucăți? Voi da acum click odată pentru atingere în spate, deci fiți atenți. Aici. Am dat click pentru această atingere, după care dau recompensă. Dacă observați, eu nu momesc câinele cu mâncare, să vină după mâncare de această dată, ci vine după atingere. Okay? Și apoi, la următoarea fază, dau click pentru întoarcerea după mână. Da? Deci, atinge, dau click pentru întoarcerea după mână. Asta ar fi etapizarea. După ce știe să vină bine, să atingă mâna, fac întoarcerea și dau click pentru întoarcerea în urmărirea palmei mele. După care îi cer să facă și șezi, care în prealabil a fost lucrat. Hai să mai facem o dată. Ia Jamie, să te văd. Treci la pas, întorc mâna și îi cer șezi și dau click pentru acest șezi. Credeți-mă, în acest tip de exercițiu și în acest mod de a repeta și a dezvolta cu câinele pe aceste etape, el învață foarte, foarte ușor, se creează un automatism și leagă toate cele trei momente. Venirea, întoarcerea și așezarea. Dar merge foarte repede pe această tehnică pentru că este bine etapizată și nu m-am grăbit sau nu ne-am grăbit pentru că și Simoneta, stăpâna acestui cățeluș, lucrează foarte bine cu el. Nu ne-am grăbit niciodată să sărim etapele. Hai să mai încercăm o dată pe partea dreaptă și apoi încercăm pe stânga. Ia, deci apas. Șezi. Și am dat click. Și acum încercăm pe partea cealaltă. Legăm momentele. Ia. Deci apas. Șezi. Și am dat click și dau mâncărică băiatului cel mai drăguț dintre copii. Mulțumesc, dragii mei. O să o pun pe Simona să exerseze cu câinele. Veți vedea cum se întâmplă lucrurile. Până atunci, să fiți atenți, să dați un subscribe, să apăsați clopoțelul și dacă
vă ajută, pentru un prieten, trimiteți cu un share. Șezi? Șezi? Bravo! Pas, Demi, no. Aici, haide. N-are loc acolo. Demi, șezi, șezi. Bravo! Bine. Bravo! Deci, folosim targeting-ul, da? Șezi. Până sus. Bravo. Bine, alinierea prin față, dar pe partea dreaptă, corect. Foarte bine. După aceea faci Demi, să-ți urmărească pinge. Mâna mergând la pas, da? Hai, întoarce-te. Demi, pas, hai. Bine, pas, așa. Întorci. Pas, întorci. Pas, pas. Șezi, Demi, șezi. Demi, șezi. Bravo. Bun, mai înaintează un pic să-ți urmărească mâna. Pas, și pas, șezi. Șezi. Bine. Bravo. Și acum în fața lui, îi spui să se alinieze. Hai, Demi, aici. La pas. O bază de target. Șezi. Știi? Bravo. Bine, așa. Hai, liber. Pas, pas, pas. Pas, pas, șezi, șezi, Demi. Sunt doar o distragere, dacă se conectează liber. La mine, nu-i problemă. Liber, da. Pas. Bravo, exact, foarte bine. Deja pas, femeia pornă. Pas. Bine, mă, pitic. Dragii mei, aceasta a fost ședința noastră de astăzi. Sunt Cătălin Cornea, nu uitați că orice câine se poate dresa dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. Astăzi am inițiat și mersul la picior cu urmărirea palmei, dar acest exercițiu îl vom prezenta pe larg în categoria predresaj cu următoarea ocazie. La revedere!